Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în colaborare cu Inspectoratul de Stat pentru Control în Transportul Rutier, Inspectoratul Teritorial 5 Hunedoara, au desfășurat zilele trecute o serie de activități pentru verificarea în trafic a legalității transporturilor rutiere de mărfuri. Polițiștii au verificat un număr de 215 autovehicule destinate transportului de mărfuri, au constatat și aplicat 101 sancțiuni contravenționale. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate a fost retrase un număr de 12 certificate de matriculare, a fost constatat o infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și un număr de 95 de conducători auto au fost testați alcool scop fără a se constata nereguli. De altfel, tot în cadrul acțiunilor de control, polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 42 de ani din orașul Cernavodă, județul Constanța, în timp ce conducea pe bulevardul Traian din municipiul Hunedoara o auto utilitară fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.